aici în Run cu o familie este afectată, care deocamdată e rezolvată prin faptul că lângă casa aceasta care e afectată stau părinții celui care a fost afectat. Primărița comunei le-a pus în vedere să se mute și au înțeles oamenii acest lucru și se vor lua măsuri ca să fie mutați cu tot ce au în casă. Deci în momentul de față trebuie intervenit rapid ca masa lemnoasă care a intrat în această alunecare de teren să fie extrasă pe partea de jos a pantei, în așa fel încât să poată să planteze de mâine încolo salcâm, pentru că e și o zonă, e un timp favorabil fiind ploaie, să se prindă și să consolideze această pantă. Există pericolul să fie casa să se prăvălească acolo în râpă, pentru că nu e terenul de sub ea, nu e puternic, adică e un teren nisipos și până nu ajunge la marnă, la humă, ea nu poate să fie consolidată. Și nu avem nici cum aduce un arocament care să stabilizeze panta. Deci noi vom îndepărta vegetația lemnoasă care este antrenată în alunecarea de teren și o vom îndepărta. Eventual după aceea vom încerca să stabilizăm terenul cu o plantație de puieți de salcâm. Problema destul de delicată este a structurii solului, pentru că sunt terenuri care mișcă, care alunecă, care ca urmare a precipitațiilor abundente nu mai au stabilitate. După cum vedeți, versantul respectiv această coastă are o pantă destul de mare și de accentuată. Terenul a început să alunece cam dacă nu mă înșel eu, cam de luni parcă. De luni, da, spre marți parcă. Nu mai stau bine cu ținerea de minte. A plouat săptămâna de trecut, cu ziua întreagă a plouat. Nu cred că mai e de un metru. E locuri care vă duc, domn prefect, nu mai e de un metru. Și vine și îi dă casa peste cap. De altfel, ploile căzute la sfârșitul acestei săptămâni au afectat, potrivit unui bilanț al prefecturii, realizat luni, peste 40 de comune, însemnând inundații în curți și beciuri, dar și suprafețe agricole. Totodată s-au înregistrat alunecări de teren care au afectat platforme de drumuri județene. Pe DN7, Valea Oltului, s-au înregistrat căderi de pietre de pe versanți, dar care au fost îndepărtate de echipaje ale secției de drumuri naționale, iar pe DN7A, Valea Lotului, căderi de arbori de pe versanți au blocat de câteva ori traficul în zonă. S-au înregistrat și avarii la rețeaua electrică pe raza orașului Călimănești. Râurile sunt monitorizate, multe dintre ele atingând cota de atenție.